Străzile din Târgu Jiu erau astăzi mai pline ca niciodată de la instituirea stării de urgență. Cetățenii, cu mască sau fără, au ieșit din case, deși mai avem de parcurs mai bine de 2 săptămâni până la ridicarea parțială a restricțiilor. Liderul PMP Gorj consideră că totul se datorează declarațiilor făcute zilele trecute de oficialii statului. Cred că președintele Iohannis s-a grăbit cu anunțarea acestor măsuri de relaxare, s-a văzut și din intervenția pe care a avut-o ulterior referitoare la începerea școlilor. Inițial s-a pronunțat că școlile se vor deschide treptat începând cu data de 15 mai. După aceea a văzut măsurile care s-au luat în celelalte țări europene, Franța și Italia și Spania, a revenit asupra acestei măsuri și a văzut că cu mici excepții, anul s-a terminat pentru foarte mulți dintre elevi și studenți și cei care sunt la creșe sau la grădiniță și va începe în septembrie. În ceea ce privește repornirea segmentului Horeca, liderul PMP crede că este nevoie de sprijin financiar. Pe de altă parte, deschiderea din 15 mai a teraselor și hotelurilor ar însemna o modalitate de răspândire a virusului. Referitor la alimentație publică, cred că trebuie să împrumute inițiativa Germaniei, a Italiei și a Spaniei, adică să sprijine acest sector pompând bani în aceste societăți sau în aceste întreprinderi mici și mijlocii și prelungind cu cel puțin o lună termenul de deschidere a acestora, începând probabil, după părerea mea, cu terasele și cred că începând de-abia cu 1 septembrie, relaxând condițiile în spații închise. Liderul PMP susține că, paralel cu aceste măsuri, statul ar trebui să dea drumul și la testări în rândul populației.